Vorba din colegii tăi de asociație, de filială, din partea Festivalului Europoezia, o serie de plachete în semn de prietenie și de prețuire a faptului că la fiecare ediție ați fost alături de noi, cei care ne-am străduit să vă aducem poezia de pe alte meleaguri aici, la Brăila și la primele ediții și la Gala. Spune-ne la ediția trecută. Cornel, te rog. Sunt scriitorii tăi. Hai că spun eu ce. Antonio. Deci, primul este, se acordă domnului Iulian Grigoriu distinția Europoezia pentru rezultate meritorii în activitatea literară Brăila 2019. Acest festival pe prietenii de ei, poezia este prietenii. Am venit aici, cred că de fapt că sunt cel mai acest festival. Nu mă așteptam la această distinție, dar nu sunt foarte mult. S-au spus lucruri minunate, s-a răspuns la acea întrebare a lui Hölderlin, la ce bun poezi din drumul sărașe, din mai multe perspective, poate, dar vreau să cred că am înțeles și asta este și menirea mea sau viețuirea mea cu poezie, că aceste tendințe nu sunt concurente și nici distincte până la urmă. Pe orice care merge un poet și dacă se află cu poezie, atunci el învinge vremea. Vă mulțumesc. Acum, pentru că sunt aici și vederea a început să mă părăsească, am să rog pe prietenul meu, Leo Matei, Leonard Matei, poetul Leonard Matei, să citească un poem al meu și am să rog organizatorii de grăință să citească un poem de al lui, pentru că toți suntem în timp, am venit cu toții. Orașul de colorat, glorios în rime, o carte foarte bună și întâi va citi o poezie scurtă de-a mea și în acest timp de microfon va citi și o poezie. Vă mulțumesc, domnule Valentar, vă mulțumesc că te-am bucurat. Am să citesc prima dată poezia lui Ilian Giroriu. Dacă ar fi fost la mijloc ceva rațional, dacă ar fi fost ceva de pus în cuvinte, ar fi ajuns de mult la oameni și ei ar fi luat o altă decizie. Cu toate că nu există umanitate niciodată, nici pentru cea mai elementară evidență. Ori, cineva a hotărât că nu există nici asta. Așa, totul a putut să continue cu oarecare decență, cu încredere chiar, în relevanța unor lumi mimetice, dar independente, suprapuse ca straturile unei prăjituri uriașe, unde tot ce posibil e bine. Totul e aici și oriunde. Eu, de neoprit, mai tânăr ca orice viitor, se linge pe buze ca un copil, vreau un joc mai frumos, o poveste mai caldă. Vă mulțumesc! Da, și poezia mea care se numește Cer numărul 12. Într-o poveste veche, veche de colorat, transmisă pe cale orală, cu precădere în toalete în care fetele se schimbă sau se aranjează
uitându-se în rama ochelarilor de firmă, se povestește că un prins tare frumos, în genul lui Brad Pitt, răstignit ca un dead man, pe un pleurotus halucinogen tărcat și înalt, de să lăsaseră unele de fumat să-i vadă fața. Sporadic, totuși, că viciul e ca scaunul jigărit pe care îl iei cu drag pe malul gârlei la bronzat, stătea la geamul blocului ca într-un tablou confecționând avioane, de hârtie, desigur, că nu e o poveste în care să mint, și chiar dacă mint mint oricuna, nu-i niciuna mea, cum spuneam off, că de la paranteze pot ajunge să povestesc altceva și nu ia bună, stătea și confecționa avioane multe și colorate, chiar dacă eu cred că era cam zgârcit. Nu arunca decât unul pe zi, dar și acela înconjura cartierul și se întorcea liniștit înapoi. Ne uitând, oare de unde știa? Să răspândească în mod particular gagicilor acel parfum dorit, la fiecare în parte, fără greșeală. Dacă visa fata de mosc, avea de mosc, dacă își dorea de santal, ați înțeles ce să mai insist. Și până aici toate bune, dar se juca de foarte mult timp și unele îmbătrâneau și își pierdeau mirosul, iar altele memorie, sau se mutau în alt cartier să nu le mai pese. Și cum treceau anii ca nouă lungi peste geamă și peste cablu, că nici urechea mea nu a mai avut să audă. La fel ca apariția omului dintr-un strămoș comun cu maimuța, cu toată priceperea cu care era înzestrat să înduplece hârtia să zboare, într-o zi o geară, dar eu cred că mai mult, sprijinită într-o răsufoare foarte lungă și rece, s-a băgat în hârtie dezorientată, când era presată partea dreaptă, peste partea dreaptă, adică exact înainte de lansare. Și a pornit astfel minunăția cum mai grea și mai iute înmulțit spre un tip care trăia singur pe jumătate de balcon, apoi pe sub nasul unei doamne care își plimba puderul, de se spune că de atunci plimba și pisici și fructe și legume mai mari în leză. De exemplu, a fost văzută trăgând de un bostan lunguieț, proaspăt înflorit. Dar peste toate acum, în așteptarea muritoarelor, a intervenit o dramă. Și apoi una și mai mare. Mirosul nu mai era împărțit după viste și după plăceri. Era unul neutru, de nor, care nu știe de unde vine și nici sigur cum arată. Iar păsările care își reglau bioritmul după lansarea zilnică vor fi văzute și ele ducând o viață terestră. Și lui Brad sensibil, cum colțunea el zborul, i-a trebuit atât de puțin să-și piardă fericirea, încât a hotărât că trebuie schimbat materialul. Și drama cea mare, cum ziceam, abia acum vine. După ce s-a auzit că avionul a aterizat prin vecini, la Brăila, că a fost multiplicat din tablă și zboară cu fiește cine, a încercat el însuși să folosească doze de bere brăiliță, adică să decupeze ușor și profund tabla subțire. Încă se povestește că a ajuns la aceeași hârtinică inițială fericire, dar ajunsese atât de vrednic că în picioare abia se putea ține și cânta glorios în limbă. De aici încolo nu aș putea să spun destul, doar că parfumul nu mai venea de la sine și păsări de tablă, fără retur, populau zilnic văzducul, așezate cumva pe verticală, taman ca în ofertele de la supermarket, în care dozele de bere și esențele de parfumuri au ajuns la mare căutare. Echipa asta cu care am venit de la Galați, face parte și Ruxandra Anton. Bună seara! Eu o să vă citesc un poem din ultima mea carte, Nici o urmă de dragoste. O să citesc primul poem. Poezia mea. Poeții stau la masă și beau,
ies scântei din ochii lor, iese fum din nările lor, iese un abur roșu din trupul lor și aburul ridică masa la o palmă de pământ, ridică scaunele la o palmă de pământ și până seara aburul se tot umflă și se tot ridică mai sus de turla bisericii, mai sus de cel mai înalt bloc și n-ai cum să vezi dacă boieții mai beau sau dacă dorm cu capul pe masă. Și a doua zi iar, și a treia zi iar, și în toate zilele în care nu poți să spargi singurătatea cu poezia, nu poți să spargi durerea cu poezia, nu poți să spargi tristețea cu poezia, nu poți să spargi dragostea înșelată cu poezia, nu poți să spargă frica cu poezia, nu poți să spargă nimic cu poezia. Poți să umple singurătatea cu alcool, poți să umple durerea cu alcool, poți să umple tristețea cu alcool, poți să umple dragostea înșelată cu alcool, poți să umple frica cu alcool, poți să umple nimicul cu alcool. Poezia lor bea și se scrie singură. Poezia lor are toate ușile deschise. Poezia mea nu bea cot la cot cu ei. Tu ești un poem de carne, tu ești o bunăciune, tu ești un poem cu picioare frumoase. Poezia ta este sexul tău, poezia ta este când ne vedem odată și noi, ne mai uităm și pe textele tale. Poezia ta este, urcă în camera mea, numai așa mă poți citi, numai așa vei înțelege cât de genial sunt eu, poetul. Poezia ta este, cât te iubesc eu pe tine, dacă ai ști, ai plânge. Poezia mea este nimic, poezia mea este mielul poeziei, poezia mea are familie, are copii de crescut, poezia mea dă în foc pe aragaz, poezia mea este apelul de urgență, poezia mea este... Nu ești sănătoasă la cap. Poezia mea nu are muză. Poezia mea are job. Poezia mea are mai multe joburi. Poezia mea nu are timp să se scrie. Azi nici bună dimineața nu mi-a zis. E ziua ta. Ce naiba faci și azi? Nu fac nimic niciodată, să știi. Doar mă gândesc la ceva serios. Cât arunci o piatră în apă, este gândul meu. Însă azi, din păcate, nu e una dintre acele zile când oamenii se înghesuie să scoată piatra. Vă mulțumesc!
Daniel Lăzărescu, ia vină tu aici să primești această frumoasă distinție. Îți spune așa, se acordă Domnului Daniel Lăzărescu, distinția Europolicia, pentru rezultate meritorii la cuitatea lui asta.
Ni s-a tot repetat între Sfinții Arhanghel și Sinagogă, nu aveți voie să vă copilăriți. Priviți ce melancolic curge drumul prin orașul cu Saturn. Poate ar fi o poveste din care e imposibil să scapi cu mintea zdravă. Nu există cale de întoarcere. Strada Sebastian Nora nu are început, nici sfârșit. Și ultima, vă place sau nu, cartea asta e frumoasă ca o piatră de caldarâm din centrul vechi al Brăilei, pe care au călcat fericiți domn, doamne și domnițe, toți trăitori în acel veac de dinaintea nașterii noastre. Așa să citiți de acum înainte, așa să scrieți o carte ca o piatră frumoasă, o poezie ca o piatră frumoasă. Frumoasa, o prea frumoasă mea domnișoară, care își vântură de surule, imaculate peste sufletul meu întomnat, peste ochiul meu concupiscent, ca un felinar roșu, roșu, pur aprins în fereastra caselor voastre. Vă mulțumesc! Se numește a disecar. Critic și poeta se acordă distinția europeană pentru da, mulțumesc mult. Bună seara. Da, asta, tema acesta chiar a fost o mare, mare surpriză, fiind ca la Oscaruri aproape. Dedic acest premiu prietenilor mei de aici, din această seară, pe care, iată, îi reîntâlnesc. Pandemia asta, parcă au trecut 10 ani, de aceea organizatorilor merită și ei dedicație specială. Mulțumesc mult! Chiar sunt emoționat din mai multe motive. Apropo de umbrele care au apărut acum printre noi, aveam unul din poemele alese cu umbre, fiind ceasuri târzii, mă voi mulțumi cu unul singur. Mă gândeam la umbre pentru că, revăzându-l pe Ovidiu, pe care l-am cunoscut, mulțumită Clare Mărgineanu, mi-aduc aminte că Clara Mărgineanu, iată, a plecat dintre noi așa, chiar foarte brusc, a fost un adevărat șoc, pentru mine personal, pentru că chiar nu mai apucase, nu știam ce probleme are, Dumnezeu să o odihnească. Da, m-am gândit să aleg un poem dintr-un volum prezentat la Institutul Cultural Român din Istanbul, poet Timon Derviş, tradus în turcă de doamna Emine Nel de la Constanța. Un poem cu pod, pentru că totul o să avem noi așa aici, la, în sfârșit, în zona Galați Brăila, pod, podul mult visat de atâtea generații. Din fericire, au existat poduri culturale, mulțumită unor oameni, precum Corneliu Antoniu, revista Antares, a fost un adevărat pod cultural între oamenii din această regiune, se știe rivalitatea Galați Brăila, precum Antaresul, revista Argo, îl avem pe Bogdan Sân, redactorul șef, și ea face legătura asta cu Codrin Spenov, care este brăilean, a făcut această legătură, litera 13, iarăși a legat iar Galați cu Brăila. Mă opresc aici și dau citire poemului.
pe podul Galata, unde mii de oameni vor să prindă peștișorul destinului, cel care îndeplinește dorințele, ca niște nori, pe cerul din noi, cerul chemând cer, albastru dansând cu albastru, gânduri aruncând undite după undite în altului adânci iape. Acolo, frumusețea s-a dezvăluit ca o necunoscută care a făcut primii pași pe linia subție între ape și cer, rugându-se soarele să apună la fel de frumos, culorilor să creadă în oameni. Briza i-a răspuns despre turnul fecioarei, i-a numărat firele de păr. Adevărul s-a jucat atunci cu luna, ca o fetiță cu un balon magic, ca să iei de pe acoperiș de moschee, pe alt acoperiș și tot așa, în joc serios de rugăciune. Adevărul era lumina și umbra lui Dumnezeu, stelele strigând din corul de aur, oamenii să-și mai arunce încă o dată unițele. Peștișorii de argint erau gata, dorințele și ele. Se odihneau, precum păsările paradisului pe o plajă străină. O plajă străină, misterioasă, așteptând o chemare. Cuvintele se odihneau și ele, însă se legănau pe valuri, precum imaginele stelelor. Tu nu mai știi dacă ești pe Galata sau în paradis, te-ai întrebat? Da! Da! Și atunci, toate cuvintele, dar toate, speriate, s-au ridicat stoluri, s-au zburătăcit ca stolurile de grauri, s-au zbătut în plase invizibile, au strigat, s-au înfășurat în sine, au rostogolit luna dincolo de ea, au desenat plecarea pe cerul care nu mai era cer. Încet, din liniștea lăsată, s-a ridicat o altă lună, era acolo, o altă lună, un nor, iată, parcă mai străină. Mersi mult! Chiar bună și felicitări, poate nu vedem la dată, la urmă. Bună venit, așa aminte. O rugeam pe distinsul critic, nu al festivalului, ci critic literar, Ralph Oman, să preia de aici încolo ostilitățile, să-și poate datoria de gazdă, pentru că deja știți de câteva ediții, el face parte din echipa Europoeziei. Mulțumesc, Valeriu! Urmează un moment brilian, atât pentru atribuirea acestor casete de onoare a Vitus Orgoiului, prima chemată la microfon, Dorița Tamiță, o poetesă care are cam atasea două fețe, pe de-o parte scrie poeme de mare puritate și de limpezime aproape orientală. De altă parte, cu bisturiul, operează în social ca autoare de articole de fond în presa locală. Ceea ce este anormal în social, o boierită și stârnește condeiul, iar în ceasul de liniște scrie poezie de o diafanitate extraordinară. Tudorița Tamiță. Cu mare drag. Și acum cu microfonul. Să vedem dacă reușesc să văd. Am să vă citesc din ultimul volum, iar când am amintat lecția de zbor. La naufragiez, la întâmplare, pe un țărm, ancorat într-o toamnă târzie, și plămădesc cu verbe pentru ediția de mâine a ziarului local. Cândva, brodam metaful epuiz de pe lini, în lanii cu maci sânzelii. Zideam cuvinte, dar rădăcina cuvintelor din câmpie, scriam poemii în amăruia apei, de garate de sălcii. Când am uitat lecția de zbor, literele mi se șterg la statura, printre degete, iar eu, încă amân, încă o dată amân, lecția pentru antrenamentul lecției de zbor, pentru un editorial despre economia de piață. Iar ca să mă da
N-am văzut mai nimic aici. Vă mulțumesc frumos! Imaginez! O invităm pe Armanda Filipini să primească și ea distinția. Armanda scrie poezie în permanență, publică rar însă. E o poezie a cotidianului, o poezie obișnuită, o poezie aparent simplă, dar o poezie neliniștită, o poezie a unei persoane care, mă rog, se ia la rever, sau de rever cu istoria, cu clipa, cu ziua, o poezie implicată cum nu prea se mai scrie, o poezie ușor radicală față de societate. Foarte interesantă, de altfel. Felicitările noastre, distinția și un text, poezia Chiruri de Cafea. N-am să vă citesc din volum, n-am să vă citesc din revista Buzoiană în literatura. Mulțumesc și aici lui Teo Cabel că m-a invitat să public. Am să vă citesc un poem din viitoarea carte, Biblioteci de Zăpadă. Mă ajutați, vă rog frumos, mulțumesc mult. Cu umbra, călătorie. Și o să vă mai zic ceva, e un plus la momentul de poezie pe care îl fac și în seara asta, noaptea asta, o să fie numărul 194. Și majoritatea dintre dumneavoastră care sunteți aici, inclusiv prozatorii, au făcut parte din momentele mele. Deci poemul e cu umbra, o călătorie. Umbra calcă apăsat pe același drum, amestecând visele și uitarea, în colb străveziu, acoperind picioarele de departe, parcă ați fi doi drumeți rătăcitori în crepusculul lumii. Luna știe că unul cere uneori îndurare și speră ajutor în recuperarea viselor, în împlinirea lor. Umbra nu se uită niciodată la lună, nu simte nici pietrele care sparg baloanele unde s-a așezate jucăriile vise. Tu nu întrebi niciodată umbra dacă e tristă, nici ea pe tine de ce plângi des. Stelele știu însă când ai eșuat. Văd că îți lucesc obrajii, picioarele tremură odată cu praful și drumul face un ocol. Spre o bancă să vă odihniți, să-ți ștergi lacrimile, să ridici spre înalt o rugă fierbinte pe care și umbra o simte, culegând sclipiri din făpturai de noapte. Acum amândoi respirați în același ritm. O iei de mână și șoptești cu sfială un îndemn firav. Să nu se teamă prea tare de lumină. În fond, amândoi sunteți îngeri. Invităm pe Virgina Andronescu, un poet neliniștit, un poet care a vrut să fie anarhist și a optat să rămână nihilist, un cioranian bun, de foarte bună factură, o poezie neliniștită, o poezie dură, aspră, severă, o poezie încruntată, dureroasă în esența ei, cum puțin se scrie, nu numai la Brăila, în zonă în general. Virgil Andronescu. Și se vede și cu el. Felicitări de mele. Bravo. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație în programul Festivalului Eurovision. Să vă citesc din Sebe și cu la microfon, Virgil. Cartea a apărut anul trecut la editura Un Fost, din Siliștea Brâna. Ca să vă citesc poemul, mă întregeneză și potop.
Eva nu a mușcat din măr, așa cum se vorbește pe-i târg, și-a lepădat doar pielea de șarpe în poșeta pe firmă. Din șarpele nu a existat în forma sa biblică peste vremuri, dar lui Luther i-a căzut un măr de cap, devenind primul bărbat care s-a trezit la realitate. Din ziua 10 nu se mai roagă, doar cugetă și cugetă. Eva s-a îmbrăcat o frunză de viță nobilă și a fugit cu un alt fel de Adam, tăinuitor de adevărul filosofice, pervertit în semn de adevărul teologice. Așa a trăit, pe malul de un fluviu învălmurat de ideologii, adepându-se cu doctrine, de atunci a început el să poarte papion, frac și pantofi de catifea. Îmbrățișați, ascultând cerul, și-au unit viețile. El, donatorul orific de poastă, ia primitoare de lux, începând să-și depene iluzii despre viitorii urmași, numiți Caim și Abel, citați de cronicar într-un răsunător proces de conștiință. Istoria umanității ne dovedește că au trăit fericiți, ori nefericiți, până în zilele de după potop, post-scriptum. Într-un târziu, Adam s-a sinucis, încă din fașa naivității sale. Eva trăiește bine, mersi. Vă mulțumesc pe asta. Una din cele mai interesante experiențe intelectuale, literare de la Brăila din ultima vreme este traducerea la o editură creștină de prim rang a unei cărți fundamentale din literatura franceză. Gustave Flaubert, Educația sentimentală. Este a treia traducere din cultura română, într-o nouă variantă, o variantă modernizată, adusă la zi cu, știu eu, subtilitățile flaubertiene ale stilului și cu performanțele flaubertiene ale scrisului. De aceea, cu mare bucurie, îl invit să primească acea casetă de felicitare pe Claudiu Brăila. Și Eduard. Două vorbe pentru aventura aceasta. Două vorbe și o plătire. Vreau să spun că pentru mine această carte a însemnat câteva, această traducere a însemnat câteva luni de muncă și 10 ani din viață. Pentru că am simțit că fac această traducere, deși veneam după Balzac, despre care se spune că e destul de dificil de tradus. Verșoara Bene. Și Moșandu. Și credeam că Flaubert, pe care l-a citit, evident, în versiunea originală, în Perioada Studenției, va merge mult mai simplu. Dar n-a fost așa. Până la urmă, a fost un truditor care a lovit cu setea fântânarului, știind că undeva acolo va da de izvor, de apă. Nu mă consider un creator, nici nu am putut să fiu, nu mă consider așadar un truditor, dumneavoastră, autorii sunteți creatorii. Este cel care... Așa. După ce dumneavoastră puneți florile, eu vin cu să fac la ceapă, să pun în valoare florile pe care le faceți. Asta fac eu. Și e o muncă frumoasă, la sigur. Vă mulțumesc! Bravo, Claudiu! Dincolo de cuvinte, Vasile Dacu. Fost poet, dacă îmi dați voie. Și mascat. Nu, pistoalele nu. Na, trebuie să știe. Fost poet, rămâne parat. Monșer, microfonul ți-a părțit. Asta este o ironie foarte puțin subtilă. De a primi această organizatori. Într-adevăr, cândva am scris poezii, poeme cu minți, mai aproape de zilele noastre de am scris cu poeme rebele, iar asta este un semn că am trebuit să mă opresc. Aici nu mai vin poeme, că sunt destul. Dar încă singur pozator din sală care își permite să primească la asta. Nu e așa. Nu e așa. Nu e așa. Dar dacă tot am ajuns aici, să o creadă din și cu tatăl.
vrut să fac o remarcă generală. Eu de o bună vreme locuiesc în fața catedralei. Fața catedralei, fiind de atâta vreme, pot să vă spun că două constatări am făcut. Odată că trebuie să mă las de păcatele de dimineață. Și nu-i simplu. Că nu te poți trezi în plin păcat așteptând clopotele să bată. Când nu ai știe încotro să o apuci și te oprești, excelent. Sau îi dai bătaie mai departe. Și în orice caz ar fi, tot prost este. Și într-una și într-alta. Vedeți în față un fel de semi-înger. Adică de la buric în sus. În condițiile astea pot să vă și spun cât sunt în fața catedralei în timpul slujbelor. Nici un sfert din cât sunteți dumneavoastră aici. Asta este o remarcă care ar putea să șocheze, dar două lucruri sunt importante. Și că dumneavoastră aveți nevoie chiar de o viață spirituală autentică și a doua că poezia chiar se trage din sac. Asta mă face întâi să vă felicit pe dumneavoastră, de-abia mai apoi să-i felicit pe Creator. Că dumneavoastră sunteți cei vinovați că suntem noi prezenți aici. Vă mulțumesc! Bravo, maestru! Luminița Dascălu, o poetesă a unor caligrafii lirice de mare frumusețe. O buzoiancă adoptată. Fără titlu, strig după tine, un strigăt Abel, mort după Cain, cum David după Ionatan, Gilgameș după Enkidu. Mai luat de mână, mai urcat pe un internat, mi-a arătat lumea, apoi m-a împins. În cădere, sângele meu s-a făcut flor. Lup alb al văzducului, mi-a urițit carnea, oasele pulvere s-au zidit într-o stea. Am rămas doar stigă după tine, dar nu mă plăușesc, sunt. Și după un alt tot să mă stigă. Badamba, o spăl, o plimb, o hrănesc, o cântăresc și țin de urât. După ce am născut-o, am crescut-o, am îmbătrânit-o, am învățat-o pe ea și pe mine italiana, pe această bătrână care sunt și a cărei badantă sunt. Mulțumesc! Prozator, literar, eseist, filozof, pregătit surprize mari de ediții de brăileni, Valentin Bova. Da, iată că sunt și eu integrat în acest festival Europoezia. Printr-o distinție pe care nu o anticipasem. Eu am participat și anul trecut cu o prezentare critică la adresa poetului Nicolae Grigore Mărășanu. Vă mulțumesc pentru această onoare și fiindcă sunt prozator și nu poet, nu o să prezint nicio de vers liric. Mulțumesc! O prozatoare prezentă masiv în realitatea virtuală
Doina Popescu-Brăila, autoare de un roman sau trei romane în 2 ani, cam așa e rit de scriere, foarte interesantă, foarte puternică, adesea pe fragmente, spun asta pe măsura lucrurilor, periculos de bună. Doina Popescu-Brăila. Să vă citesc dintr-un roman ar fi cam complicat, cam mult. Nu că ar fi greu, eu vorbesc de fel de cam mult. Da? Am să profit ocazie, da, să vă mulțumesc că ați venit din toată țara aici, să mai facem o mișcare contra, să mai ieșim puțin din toată această distopie care ne ține blocați. O să mă laud că noi, brăilenii, am avut primul târg de carte. În februarie, ultimul târg de Ținut la Craiova, la Odeamus Craiova, dar a fost urmat de târgul de la Craiova. Și acum acest mare eveniment, Festivalul Europoezia. Vă mulțumesc că ați venit, vă mulțumesc că m-ați invitat, vă mulțumesc că m-ați invitat. Mare drag. Regret că nu mai este prezent Ioanes Pop, dar aș evoca... Ei, este... Iertare. Deci, într-o confesiune, Ioanes, este, am înțeles. Ioanes Foc, într-o confesiune, evocând realitățile adolescenței, spune că într-un sat din Maramureș, undeva în nord, a avut surpriza să vadă la marginea unui sat o cămașă pe o schelie de lemn, o schelărie de lemn, așa, ca o scărietoare, dar pe care femeile din sătenii o numeau cămașa ciumei. Era o tradiție prin care se credea, se spera că acea troială, acea cârcă la urma urmei, alungă ciuma. Ei, într-un fel, metaforic vorbind, această întâlnire a noastră după 6 luni de singurătate, de tăcere, de izolare a fiecăruia din noi, ca niște insule care, iată, putem forma un arhipelag, putem să spunem că poezia aici care ne unește este acea cămașă a ciumei cu care sperăm să alungăm răul, spiritual vorbind, cel puțin, de lângă noi, din preajma noastră. De când am citit această amintire a lui Ioanes Pop, m-am gândit, Doamne, dar și ceea ce facem noi aici e un fel de... Poate cămașa ciumei o sperietură pentru răul care ne dă târcoale când și când. Poeziei brăilene, retras de la o vreme nedrept, dar la vremea lui combatant de primă mână, Valeriu Perianu. Să mă contrazică dacă are vreo. Gologanii se muncesc în vezi. Umblea de-a moaca, da. Unde a face? Brăilean. Până îmi pregătesc că... mențiunea referitor la Ion Gheorghe, care a spus că poezia nu are obiect, că s-a înșelat foarte mult. Fiindcă poezia și arta în genere nu poate avea obiect și nu poate avea scop. Dacă are aceste două atribute, înseamnă că este meșteșug. Deci,
faptul că dânsul spunea că numai poezia religioasă este valabilă, e ceva, o părere personală și... N-a fost o sentință. Da, n-a fost o sentință în regulă, dar e bine că atunci când încercăm să facem teoria artei, să o și stăpânim. Și a lui Ion Gheorghe, tot o părere personală. Nici Ion Gheorghe nu e infailibil. Da, dar eu cred că sunt calificat. Lăsați. Și poezia. Zi, Valeriu. Din poezie nu m-am retras, poate s-a retras ea din mine, eu însă mai scriu din când în când. O mare... Da, am o epistolă către Creator, care spune așa: îndoaie, Doamne, arcul de cer și înfige pământ în viețile mele, să-mi fie țărâna gurea uită de oarba înțelepciune, creaturile să-și ocupe locurile de poeți și procleți și alungă îngerii agramați obișnuiți să se roage doar la păritate și s-a grăbit zeul să ne organizeze în cenacuri de miei și porci binecuvântați, în instituția culturală a Crăciunului de Paște, unde se învață moartea cu înviere și nimeni nu absolvă. Mi-au mai rămas fără rost pe lume frumosul și urâtul, ca doi amanți săraci îmbrăcați în rime jerbelite, să ne scrie egal talentați. Și o poezie de dragoste se intitulează Ador. Îmi trezește diminețile o femeie multianuală, furișată discret în o sânză cu sânii de lăsători și moi, sub nasul puțin borcănat îi mijește o mustață rea, țepoasă, ce-mi sperie sărutul pofticios de indecență. Un început de gheabă o apasă, dar ea iubește încă gelozia și se uită după bărbați prin geamul frizeriilor, sperând să măzărească flirtând cu briciul la beregată. O excită tinerețe mea ilegală și fostele mele cadâne, care umblă și acum năuce cu recanierul în spinare, cerându-mă iar și iar, dar o ador că suntem nefericiți pentru proteza noastră de faianță de sighișoara pe care o folosim amândoi, pentru lentilele de contact murduroase prin care ne privim disperarea și toate nimicurile frumoase ale vieții care s-au sinucis separat. Mulțumesc! Mihai Ghintilă? Este? Da. Este. Îl invit pentru a-i mâna diploma și pentru a-l felicita pentru curajul, rezistența, sacrificiul, puterea, tăcerea scrâșnită cu care, într-un sat din Bărăgan, scoate lunar, bilunar, bislunar, depinde cum se întâmplă, o revistă literară pe cont propriu. Este o aventură, un curaj, o putere și o jertfelnicie într-o poezie pe care în zonă nu mai are nimeni. Mihai Ghintilă. Eu am fost cel mai dezamăgit atunci când a venit acest COVID, pentru că el a afectat poema literară. Și ca urmare, am scris o mică poezie dedicată sticlelor cu gâturi amare care plâng după pahare goale. Ultimul număr. Da. Se sinucid paharele de foame, că nu mai tace vin în ele. E un pustiu în crâjmă, de auz cum crapă scaunele goale și fierb în fiere butoaiele de bere. Barmani uitați acum de toți, plâng triști trecutul lor bacșiș. Și șervețelele se încrețesc după cuvintele pe care poeții beți nu le-au mai scris. Pereții se neacă în scurte izbucniri, mesele se leagă în tristeți, iar sticlele, gâturile amare,
se îmbată singure și plâng după paharele lor goale. Vă mulțumesc! Poema are în viață! Ca să notăm seria generațiilor, îl invit la microfon pe poetul Constantin de Ghinoiu, ultimul laureat de anul trecut, pentru a ne citi ceva din poezia specifică lui, poezia dureros, unei absențe ontologice, poezie a golului interior, poezie de esență cioraniană, la urma urmei. Nu e așa? Bun, 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 dar sentimentul lui a migrat pe tine. Nu cred. Bine. A avut lumânări, am mai înălțat din trupul meu vreo două ruine. A tămâiat ruinele, a delirat, pe o stroavă caie visului și pe buseră, cam de mult galopul. Și potcoave culegeau copiii pe funduri, pe pământuri, pe planete, pe rotunduri. Să nu-i alungi dragostea mea, să încai pe care vine ea ca întâlare. Mai stai până la amurgul verde, până la sfințitul turchez, am să vin cu ea, am să sar, eu însumi am să ridez. Pereții cerului sunt verzi, verzi pe tămâiul, iar ăsta mea. Au sâni oplenți, de congelat de zile de după, îi voi bea. Tu să cerți văgele pe unde voi trece, să cerți ultimul port. Acolo va rămâne mântrașul, va avea în mână un ort, eu i l-am dat, nu am ce face cu el. Eu trec singur ca apele și pe cea albă și pe cea neagră, merg în picioare pe ape și de fi să mă numec. Tot voi ajunge, dragostea mea, voi ajunge, tu să nu fii tristă, veselește-te. Petrece, poți chiar plânge. Mulțumesc! La lumină de lună, la îmbăpaia lunii, dacă e să intrăm într-o sintagmă brăileană, propun să încheiem o etapă a acestui moment cu invitația domnului Nicolae Văciuț de a prezenta o poetesă de 15 ani, autoare a unor cărți de poezii, elevă la un liceu bun din Brăila, o poetesă care promite să fie o voce a poeziei nu doar brăilene, ci chiar mai mult. Te rog. Mulțumesc frumos! Sunt mândru că pot să fac acest gest față de Cristina Vasiliu. Discutam astăzi pe valurile Dunării cu un confrate dintr-o localitate, în orașul de Construit, care spunea că media de vârstă în filiala Uniunii Scriitorilor, din care face parte, este de 70 de ani. E aproape de speriant această cifră, pentru că te întrebi, da, urmașii Romei Ionescu. Sigur că ne întrebăm, după noi, mai vine cineva care să citească? Nici nu mai apucăm să ne întrebăm dacă vor fi printre cei care vin și unii care o să scrie. Paradoxul este că, în sfârșit, se confirmă zisa pe care o știți, tot românul s-a născut poet. Cum știe unul să dactilografieze, cum apare ca mare autor peste tot, are o vizibilitate extraordinară, devine agresiv atunci când încearcă cineva să-i atingă înălțimea literară. Cum să zic, în avalanșa asta de popor care scrie, te întreb unde-i poporul care citește. Ce am auzit astăzi, așa, pe șoptite, vis-a-vis de ce ni se întâmplă, este că OMSU,
a găsit în sfârșit soluția și că salvarea de această pandemie este una singură, încă o pandemie de cultură. În această pandemie de cultură o să apară tânăra generație mult mai viguroasă decât am putut noi să fim. Cristina Vasiliu este una dintre reprezentantele acestei generații pe care o așteptăm. O așteptăm cu sinceritate, cu încredere, cu speranță, pentru că dacă noi, după noi vine pustia, e trist. Pustia nu în sensul că nu se va mai scrie, ci pustia cealaltă, fără relief literar. Cristina Vasiliu e un autor precoce, cum ne place nouă să spunem, atunci când cineva scrie de foarte tânăr. Fac o mică paranteză, am fost la o întâlnire literară cu copiii de clasele 1-4 și, firește, într-un final, ca să întrețin speranța creatoare, zic, e careva printre voi care scrie? Și cu siguranță că nu putea să lipsească cel care în ultima bancă a ridicat mâna mândru, cu pieptul scos în afară și a zis, eu scriu. Bravo. De când? A, zice, de când eram mic. Ce să spun despre Cristina Vasiliu? Scrie de când era mică. A debutat la 10 ani cu o carte, Suflet de stea, a publicat până acum 4 cărți, Anul timpul din clipă, Primăvara tăcerii și Anul trecut la umbra ta. Sunt cărțile ei, nu i-a scris nimeni, nu i-a șoptit nimeni, nu a judecat-o nimeni. A lăsat să curgă elanurile ei creatoare așa cum este vârsta ei. Dar o vârstă poetică pe care și-a pus pecetea Ana Blandiana, cea care nu doar că a încurajat-o, a și scris despre cărțile sale, e Cristina Vasiliu, un viitor artist. Da, să fie o profeție, zisa mea, pentru că scrie, cântă minunat la chitară, recită și speră să devină actriță. S-a apropiat de Maya Morgenstern, e un model al ei. Maya fiind și cea care anul trecut, la lansarea cărții, a acceptat să vină să citească din Gabriela Vasiliu. Din Cristina Vasiliu. Gabriela este mama ei. Dacă și Maya și-a pus pecetea pe poezia Cristinei Vasiliu, înseamnă că trebuie să punem și noi partea noastră de speranță la ceea ce ea va dori să fie. Este cuceritor de sinceră, de adevărată, modestă, greu reușești să o faci să înțeleagă cât de necesară este promovarea. A luat mai multe premii la diverse concursuri literare. Are biografie literară la 15 ani, e doar în clasa 9. Când ne întrebăm ce făceam noi în clasa 9, începem să visăm. Cristina Vasiliu e un om în care eu investesc așa cum am făcut-o din prima clipă, pentru că sunt editorul cărților sale, am însoțit-o în aventurile ei, ghilimele, aventurile ei literare. Anul trecut am fost împreună cu Ana Blandiana la festivitatea acordării Cununii de Aur la Struga. A citit, a rostit poezie din Ana Blandiana în engleză, a rostit poezia ei și a fost cuceritoare. Cred că și în această seară, un mic recital poetic din mai mulți autori, între care Ana Blandiana, ea și bunăvoința dumneavoastră, eu, va convinge și cu acest recital. Ea este veriga lipsă din poezia românească. Cu ea se poate consolida un lanț care obligatoriu trebuie să fie continuu și să fie mai puternic. Cristina Vasiliu. Bună seara, vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele minunate și vă voi dedica un moment mai tare, Cristina.
în orice clipă ești, în orice parte, că sufletul o urmă, ce cândva se desparte în lacrimă și în privire și în mireasă și în mire, până când trupul tău devine cruce, până când iarba își răstignește noaptea, ce îngroapă iar secunda dintre septembrie și toamnă și dintre sâmbătă și altar, dintre tăceri și minutar. În orice clipă ești, până în cuvânt te îngerești. Îngerul meu, ia lecții de mers. Îngerul meu, învață să zboare. Îngerul meu uită că-i copil. Îngerul meu se vrea în serare. Îngerul meu ia lecții de dans. Învață număratul până la trei. Îngerul meu pășește în balans. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Îngerul meu devine piatră. Litere curg peste el ca un frâu. Îngerul meu începe să plouă, până când uit că nu-i somn decât râu. Scriu. Scriu cuvinte pe apă și râul se înalță la cer. Scriu cuvinte pe pietre și pietrele se înalță la cer. Scriu cuvinte pe cuvinte și cuvintele sunt cerul în care Dumnezeu mai creează încă o dată lumea. Fără da, scriu cuvinte pe apă și râul se înalță la cerul. N-am alergat niciodată după cuvinte. Tot ce am căutat au fost umbrele lor, lungi, argintii, trute de soare prin iarbă, împinse de lună pe mare. N-am vânat niciodată decât umbrele vorbelor. Eu foarte iscusită vânătoare, învățată din bătrâni, care știu că din cuvânt nimic nu e mai de preț decât umbra. Și nu mai au umbră cuvintele care și-au vândut sufletul. Scriu. Și sunt dependentă. Dependentă de soare, de umbră, de nori. Dependentă de frunze și flori. De vântul răzgândindu-se și suflând mereu din altă direcție în arborii care se zbat rău prevestitori. De venirea și de plecarea cârdurilor de cocori. Dependentă de toate și toți. De mulțumirea celor vii, de aglomerarea celor morți, de anii mei înțelepți, idioți, dar mai ales trecuți. O, Doamne, dezleagă-mă, dezleagă-mă de timp și de loc, de strămoși, de lepoți, de toate și toți, și de mine însă, să pot să râd, fără să cadă frunze amare, să pot să plâng, fără să crească valuri în mare, să pot să plec, fără să trag după mine lumea, ca pe o față de masă, cu farfurii și pahare, sparte de-a valma, amestecată cu vin și mâncare. Lasă-mă liberă, singură, ca niciodată, numai față de pagina mea vinovată. Te rog, învață-mă doar frumosul. Nu mi-arăta cărările umbrite. E prea devreme să strivesc noroiul. Tălpile mele nu-i cunosc alfabetul. Te rog, așteaptă-mă în gara unde răsar doar flori și dalbe gânduri. Și lasă-mă să cred în veșnicia clipei în care se vorbește despre noi. Mulțumesc!
Aș dori să repar o greșeală pentru dumneavoastră, doamna apostol, locuiește în Galați, trebuia să recite momentul în care am citit cei din Galați, dar s-a făcut o greșeală, acum o reparăm. Bună seara! În primul rând vreau să salut pe toți poeții, microfonul. Mei. Microfonul! Ține microfonul calm. Am să vă citesc un poem, două, că sunt foarte scurte. Este o poezie tristă. O spun dinainte, sper să meargă la sufletul tuturor. Să nu mă împuști pasărea aceea. Deja e o pată pe cer. Fără cântecul ei, iarba nu are cor. Sunt mai săracă fără această zi. O copilă te vinde. Pescar cu umbrele sărate și-am așezat sufletul pe ape. Sub părul tău se ascunde femeia care visează la umbra ta decoroasă. Aerul împletit în șiruri lungi freamătă ca umbra de plop, iar somnul visează o fereastră împărită peste noapte. Iubirea ta amăruie, se umple de umire, ți-e frică să-mi întuneci privirea. Copacii intră în casă, ca niște părinți, ascultă cuvintele. Nerăbdarea rupe de-aproape, îmi las sângele să zburde în mâna ta caldă și nestrăină. Îmi sărută cuvintele grăbite, se întinde ca o dorință. Noaptea are ferestrele sparte, vântul îi e teamă că niciodată nu o să se mai facă zi în carnea noastră. Un oraș obosit ațipește, copacii înfloresc. Uneori, moartea vine ca o domnișoară, alteori, ca o căruță încărcată cu flori. O găsesc tolănită pe pat. Tu îmi spui că nu voi muri niciodată, că ai găsit niște șoapte care au adus o scrisoare de dragoste. Această dimineață e proprietara unor cuvinte sfâșietoare. Lasă-mă să stau lângă tine să răsfoiesc ziarul. Unor seara îmi privesc mâinile uitate pe masă. Un cântec dureros, ucigaș, se izbește cu imaca în ferestru. De pe ziduri, cade varul. De tine mă desparte doar un tei înflorit. Ne-am cunoscut într-o seară. Luna strălucea nevinovată. Amândoi așteptam să treacă vântul. Sufletul deschis ca o gară, plimba iarba în zori. Stăteam lipiți de fereastra de la dormitor și așteptam câinele. Un câine care să facă umbră. Moartea, prietene, nu primește bacșiș. Mă lupt cum pot să nu-mi fure ziua a șasea. Aceste versuri aparțin celor 8 tăceri. Vă mulțumesc că ați ascultat tăcerile mele și vă invit pe 2 octombrie, pe astăzi, într-o săptămână, la lansarea cărții mele, la Alexandria Librării Galați, pe strada Domnească. Vă mulțumesc! Iar această carte, ca și Iubește-ți partele, sunt dedicate poetului Rodian Drăgoi, care, din păcate, a plecat să-l înfrumusețeze pe Dumnezeu cu poezie de lui.
Vă mulțumesc. La ce oră este, doamnă? La ce oră? La ora 17. Vă aștept cu tot dragul. Vor veni și oameni importanți, literari din țară. Mi-ar face mare plăcere să am și prieteni din Brăila, în special pe cei care îmi citesc poezia pe el. Vă mulțumesc, domnule, și vă mulțumesc tuturor. Mă retrag, deoarece este foarte târziu și... Cred că ați înțeles, sunteți așteptați pe 2 octombrie, nu pe 2 octombrie. Dar n-am venit pe 2? Voi mergeți la 2 dacă vreți. Eu spun 2. Spuneți 2, că așa e corect în limba română. Da. Stelul mi-a și spus discret ce nu cumva să mă pui să citesc, că nu am o carte la mine. Zic, nici eu n-am, nici eu nu voi citi. Dar mai scriu din când în când câte un poem. O să vă spun eu unul. Nemeni una nuvolă. De-aș fi nemuritor, aș aștepta rotiri de veacuri, de vecii, de vremuri, și răbdoriu și singur, ca o stea pe care cu privirea ta o tremuri. Noi vă așteptăm mâine la aceeași oră și în același loc, iar acum o așteptăm la microfon